Vi se pare într-adevăr, adică simțiți, aveți acest feeling că în momentul ăsta se structurează așa cumva un complot pe fundamentul acesta al unei crize de rezultate la echipa națională? Complot, e mult spus. Opinii divergente, probabil, sau interese divergente, dacă vrei să le spui, dar asta e menirea noastră, trebuie să suportăm și momentele fericite și momentele nefericite. În fotbal trebuie să le trăim echilibrat, în niciun caz nimeni n-a ieșit de la federație, vreau să menționați asta. După meciurile reușite cu Austria, să facă, să-și scoată pieptul în față, să-și asume niște lucruri extraordinare. N-am auzit ca Burleanu să dea un interviu. Nici eu n-am mai dat niciun interviu de atunci. Niciun interviu n-am dat. Vă rog chiar să controlați. Dacă am dat, dacă mi-ai dat un telefon și m-ai întrebat, băi, Mihai, ce face Man? Bă, nu știu, are temperatură sau ceva. Asta e cu totul altceva. Dar în care să ieși, să-ți asumi reușite peste reușite? Nu. A fost un moment echilibrat. Acum la fel trebuie să ne comportăm. Ca atunci. Cine înțelege bine, cine nu, ce treaba lui. Mirel a spus în repede. Mirel, vreau să-ți spun ceva. Vă rog. Lui Mirel este asigurat un moment de echilibru la ora actuală din partea conducerii Federației Române de Fotbal. Să fie foarte clar. Nici nu se pune problema de emiterii lui sau oră. Mirel este încurajat să-și ducă munca până la capăt și poate și în continuare. Și cu asta am terminat orice fel de interpretare. Indiferent de ce se va întâmpla în cele 3 meciuri din noiembrie, repet, indiferent de ce se va întâmpla la cele 3 meciuri din noiembrie, fiindcă inclusiv Mirel a spus, domne, după meciurile din noiembrie vom discuta și dacă eu personal voi constata că nu am adus niciun progres sau că nu se vede niciun progres, renunț singur. Păi, ai dat un răspuns foarte clar. Echilibrul lui Mirel și tot ceea ce gândește el despre fotbal și faptul că este un om onest și corect față de acest fenomen, ți-a dat un răspuns foarte clar. Luna noiembrie va fi o lună în care, nu decisivă, în care vom vedea germenii echipei naționale, care sunt, ce vedem în această echipă națională. Că la momentul actual devine obiectiv calificarea la campionatul mondial, nu? De peste 2 ani de zile. Sumul acestor analize a tuturor meciurilor care au fost până acum, 5 meciuri până acum, plus încă 3, vor duce la o concluzie. Nu poți să spui de acum ce va fi, pentru că eu nu pot să spun că în noiembrie o să câștigăm toate meciurile. Sau că le vom pierde pe toate, Doamne ferește. Vom vedea ce va fi la sfârșit, vom vedea cum jucăm, reține ce spun. Pentru că luna noiembrie nu este o lună în care Iannis sau toți ceilalți tineri care îl dau pe Iannis pentru că a fost exponentul generației lui anul trecut. Poți să spui că în luna noiembrie Iannis va fi un jucător de 27 de ani matur. Nu! Dar se va vedea sigur un progres la Iannis în luna noiembrie. Sunt sigur, dar și la toți ceilalți care vor fi chemați la lot. Acum, selecția o face Mirel, nu o fac eu așa cum a apărut în media. Nu știu ce, că eu fac selecțiile la echipa națională. Că e parte de mine asta. Eventual, ca să fie foarte clar, pentru că îți spun ție, dacă îi dau un sfat lui Mirel să urmărească un jucător, bă, urmărește-l pe Gafiu, că l-am văzut eu ieri la Sepsi sau nu știu unde, da, la Dinamo sau nu știu unde, el se uită și îmi spune cu argumente și contraargumente dacă e sau nu e. Înțelegi? Ăsta e rolul meu. Sau când el se hotărăște să ia un jucător, mă întreabă. Ce spuneți de ăsta? E bun după părerea mea, e foarte bun. Nu e bun. Ăsta e rolul meu. Decizional, Mirel Rădoi, Mutu și toți ceilalți antrenori ale echipelor naționale care își formează echipele cum vor ei, reține cum spun, cum vor ei, pe tiparul jocului adversarului pe care îl studiază, ce trebuie la momentul respectiv, ce nu trebuie, mă rog, treaba lor, decizia este a lor, nu a mea. De la mine vine doar un sfat, de la Comisia Tehnică la fel, doar un sfat. Și mi se pare normal să fie așa, că nu răspund eu de rezultatul meciului nu știu care, înțelegi? La sfârșitul meciului, eu plec din tribună și el trebuie să iasă în fața presei, în care se explice succesul sau eșecul.